Cei mai pricepuți meșteșugări din sud-estul României și-au dat întâlnire la malul mării în zilele acestea. Meșterii populare au adus cu ei produse autentice românești pe care le realizează cu mult drag de ani de zile. Să știți că aici, la prima vedere, arată foarte bine, foarte ușor, dar când intri în tainele meserii, e destul de greu să poți să prelucrezi pământul care necesită un efort destul de mare. Dumneavoastră, de cât timp faceți? Eu, după ce m-am căsătorit. Sculptură de tot felul. Pictură, toată familia lucrează, soția mea, băiatul, acesta s-a de băiatului. Soția mea mai mult pictură, iar eu cu sculptura. Femeile din zona Buzăului duc mai departe tradiția confecționării ei tradiționale. Am venit din județul Buzău, mai exact din Bisoca. Am venit cu produsele noastre din Muntenia, cu iile noastre specifice din Muntenia și, bineînțeles, cu mici cadouri de Crăciun, reprezentând tot lucruri făcute tradițional. Domnul Șerban și-a început activitatea de meșteșugar dintr-un hobby. Acesta a transformat banalele tărtăguțe din grădină în adevărate obiecte de artă. Produsele mele sunt lucrate manual, 100%. Aici am cesulețe pentru copii, rame foto și suporturi pentru creion, lucrate din lemn pictat. Asta e fumătorul, ia. Vezi? E un scoici lipite. Cât timp durează să-l faceți? Păi, durează vreo 2-3 ore, că nu ți iese din prima. Și e destul de migălos, cu melcișor. Nici meșteșugarii locali nu s-au lăsat mai prejos și au venit la târg cu cele mai interesante produse de artizanat. La târgul meșterilor populari am venit cu costume populare, tradiționale, bineînțeles, cu multe obiecte făcute de mine ca artist și, bineînțeles, promovăm pictura pe care o realizez. Artiștii meșteșugări sunt prezenți la malul mării până duminică 6 decembrie în cadrul Târgului Regional pentru Artizanat și Meșteșuguri.